Spuneam ultimul meci aici la Chiajna, a avut loc în august anul trecut. Chiajna s-a impus cu 2-1. Marian Cristescu a reușit atunci o dublă. Belec. Acum Nias întoarce spre Bălgrădean. Degajarea portarului Concordiei către Marius Pena, respinge de lângă el Lucian Goian. Este un hands pe care îl recunoaște Petrucci. O pasă greșită aici a lui Brian Uvier. A respins Bucurică Marius Pena. Da, și acum Cristescu îl reîntâlnește pe Conceição din postura de adversar. Aici Pena deviază către Cristian Garcia. Este fault în atac comis de argentinian asupra lui lui Pena pentru fetița sa. Lovitură liberă pentru cei de la CFR. O minge aruncată către Goian. Acesta are trimite către Nuvie. Este depostat la marginea careului. Minge respinsă de Grădinaru către Garcia, respins de lângă el Goian. Dar Nicoelio mai departe spre o ediție specială a emisiunii Fotbal European, care prefațează finala Cupei Italiei. Juventus AC Milan în direct la 21:45 în direct cu ACS Poli Timișoara. Și ce e mai important, a înscris cu Dinamo în finală. Destul de intens această repriză secundă, mult mai liniștit a fost în prima parte. Lui Cristian Lopez, șansă de contraatac pentru Concordia Chiajna, Răzvan Grădinaru cu o minge lungă spre Milevski a punctat ultima oară în victoria din deplasare cu ACS Poli Timișoara, 3-1. Degajează portarul Concordiei. Minge respinsă de Goian de lângă noul intrat Artem Milevski. Mai au la dispoziție o modificare cei de la Concordia Chiajna. Mai sunt 25 de minute din această confruntare a Concordiei Chiajna. Se strânge ca un arici în fața porții echipa lui Adi Falup, atunci când trebuie să se apere. Centrează Cristescu spre Odibe, acesta retrimite către Marius Pena, respinge de lângă el însă Lucian Goian. Iacoliș. Degajarea lui Odibe, balonul iese însă în afara terenului. 4 puncte față de FC Voluntari. Echipa de pe locul 6, cel care merge la baraj. În la lui Tincu Unghiete. Lovitură de colț pe care îl execută Iacoli. Se înalță Goian, însă trimite peste poartă. FR-ului. Aruncare de la margine, Bejorji încearcă să-l găsească pe victorașa Stafei Ziani în duel cu Dani Coelho. Se întoarce Ziani, 36 de ani. Iată și Petrolul, parcă ar avea nevoie de un atacant ceva mai puternic. În acest play-out își cam pierde locul de titular în favoarea lui Bud. Petrolul mai are de jucat acasă cu Timișoara, în deplasare cu FC Voluntari. Zubir, talonat acolo de Nuvie. Centrarea lui Beța, respinge Goianu foarte departe, Gavrilă, în careu Gavrilă. Ultimul sfert de oră, Petrolul își păstrează avantajul din minutul 24. 18 Barcelona Espanyol, pe Digisport 3 Real Madrid Valencia, iar pe Digisport 4 toate partidele alternativ. Bejorji, da, faultează acolo. Aici Crețu echipa, vine centrarea lui Bădig, Nuno Vivei, Rosmare, însă nicio șansă în duelul aerian cu Lucian Goian.